Ia mai scoate-o, vă rog. Așa fie, dar ți-a zis? Nu, am ales, acolo pune-o la... Așa m-a repartizat, cum era înainte la sovietici, tu te repartizezi, acolo te duci. Ești obligat 3 ani de zile să lucrezi acolo, dar a rămas pe toată viața. Înainte, mă spun sincer, era cam foarte greu de numerit să devii medic legist. E o profesie cu prestigiu, cu toate că e foarte grea. Trebuie mult de muncit, mult de citit, răspundere foarte multă și oameni cu tragedii. Raionul Ungheni nu a avut legist vreo 4-5 ani. Veneau bieții oameni, veneau de la Ungheni, veneau aici și Fălești în locul ei, o parte de Raionul. Mă deoște o propunere, dacă mă aude doamna ministră, aș vrea o propunere că în Raioane ar trebui să fie 2 legiști, nu unul. Cu toate că poate volumul de lucru n-al îndeplinim, niște normative, nu poate să existe la medic legist normative. Scoase trebuie normativele astea. La medic legist trebuie să existe calitatea lucrului. Lucru greu și salarizarea noastră e foarte mizeră față de ceea ce lucrăm noi. De una de la Chișinău au scris cerii, 12 băieți din morgă, unde lucrează colegul de la Călăraș, s-a eliberat. În principiu aș vrea condiții de muncă. Că uitați-vă la camerele astea, aici cândva era un garaj. Un medic ar trebui, legist ar trebui ca să aibă o baie după ce face autopsie, să facă o baie. Infirmiera la fel să aibă o cameră ei, soara medicală să aibă o cameră ei. Adică să fie condiții cu căldură, iarna, lasă de dorit.